Bună ziua! Luând act de problemele cu care se confruntă cetățenii capitalei, astăzi de dimineață am avut o discuție cu mai mulți membri ai cabinetului care pot să aibă soluții pentru ca împreună cu autoritățile locale ale municipiului București să identificăm ceea ce avem de făcut, sigur, nu să rezolvăm problema, pentru că este o problemă care vine de cu foarte mulți ani în urmă, dar să identificăm acele soluții care să asigure livrarea de apă caldă și căldură populației capitalei. Astfel, după finalizarea ședinței de guvern, l-am rugat pe domnul primar general Nicu Șordan, i-am invitat de asemenea pe reprezentanții Termoenergetica și Elcen să participe la activitate, prefectul Capitalei și împreună cu domnul ministru al Economiei și ministrul Administrației și Internelor am avut o discuție cât se poate de aplicată pe acest subiect. Am luat cu toții act de toate problemele cu care se confruntă. Nu este o situație deloc ușoară. Sunt aspecte care vor trebui rezolvate în timp. Dar astăzi am identificat împreună cu Ministrul Finanțelor suma necesară, astfel încât să putem să sporim capacitatea de intervenție a echipelor de mentenanță și reparații. Și în felul acesta vom aloca banii necesari Primăriei Capitalei ca să poată să achiziționeze acest serviciu din mediul privat și astfel echipele Elcen împreună cu cele de la Termoenergetica să poată să fie permanent în teren și să scurtăm cât de mult se poate timpul în care cetățenii nu vor avea apă caldă și căldură. Pentru detalii am să-i rog pe domnul ministru al Economiei și pe domnul primar general să vină și să prezinte elementele de specificitate ale acestui subiect. Vă mulțumesc, bună ziua! Bună ziua, da, astăzi am avut această discuție la guvern cu domnul primar general, cu reprezentanții Elcen și cu cei ai Termoenergetica și bucureștenii trebuie să știe că totul pleacă de la rețeaua primară a municipiului București. Eu spun acest lucru încă de când am venit la guvern acum un an de zile, am spus acest lucru și o să-l spun acest lucru. Ca să faceți un termen de comparație, în urmă cu 4 ani de zile, pierderile în rețeaua primară a municipiului București erau de 800 de tone pe oră. Astăzi, după 4 ani de mandat al fostui primar, pierderile sunt de 2500 de tone pe oră. Acolo a ajuns neinvestiția, nepăsarea, acolo a ajuns rețeaua de termoficare a Bucureștiului. De aici trebuie să plecăm și de aici trebuie să facem eforturi ca în această iarnă rețeaua de termoficare și întreg sistemul de termoficare al Bucureștiului să poată fi ținut în stare de funcționare și în echilibru. A fost o avarie la centrala sud a Elcenului în acest weekend, o avarie care s-a produs tocmai din cauza pierderilor foarte mari. O pompă a fost supraturată pentru a putea băga agent termic în rețeaua Bucureștiului și automat de aici a fost supraturată, scurt circuit, s-a oprit stația de 6 kV, de acolo a plecat practic această lipsă de energie termică în această perioadă. A fost reparată, a fost remediată în cel mai scurt timp, în 2 zile a fost pusă înapoi, este în curs de încărcare turbina de la cel sud spre capacitatea maximă, apa de încălzită a ajuns la 75 de grade în acest moment. Mai cred că până luni totul revine în normal la cel sud și în paralel trebuie să găsim și soluții. În așa fel încât să mărim capacitatea de producere a energiei termice în București pentru a suplini aceste pierderi imense care sunt în rețeaua de termoficare, pentru că iarna asta, vrem nu vrem, trebuie să o trecem așa. Astfel, Elcen
a luat deja decizia să caute și a găsit în piață capacități suplimentare modulare de închiriat, în așa fel încât să le pună în diverse, în zona sudului, ca să poată să producă mai multă energie termică și să suplinească aceste pierderi. Este un efort uriaș pe care îl face Elcen, un efort pe care îl facem pentru a asigura confortul termic al bucureștenilor. Le cerem scuze bucureștenilor pentru ce se întâmplă, dar trebuie să ne pregătim pentru iarnă. Încă Dumnezeu ne ajută, vremea este caldă, dar nu știm când va dura așa. Este mai cald, dar nu știm când va dura așa. Ne pregătim cu aceste capacități modulare să le montăm în diverse zone din București, în așa fel încât să suplinim cu energie termică nou creată aceste pierderi foarte mari din rețea. Aceasta este realitatea, bucureștenii trebuie să știe această realitate și în paralel proiectul Titan trebuie făcut, pentru că atâta timp cât în zona de nord energia termică, apa caldă ajunge din sud împinsă, nu există o rețea termică echilibrată și în paralel vom porni investiția din zona Titan, în fostul cet Titan, pentru a echilibra sistemul de termoficare al Bucureștiului. Nu trebuie să uitați, Elcen a depus proiecte pe fondul de modernizare în valoare de 370 de milioane de euro și vom moderniza cele trei centrale, Progresul, Sud și Grozăvești ale Elcenului. Dar este o perioadă de durată, nu se pot face lucrurile peste noapte, trebuie să le începem pentru că 4 ani de zile nu s-a început nimic și din acest motiv ne aflăm în această situație. Vă mulțumesc, îl rog pe domnul primar general să vă spună realitatea de la rețeaua de termoficare a Bucureștiului. Da, înainte de a vorbi de situația imediată din zilele astea, vreau să reiau câteva minute situația generală și de ce am ajuns aici. După cum știți, Bucureștiul avea disponibile 300 de milioane de euro, bani europeni, pe care putea să ia cel puțin începând din 2016. Condiția era să remedieze situația financiară, să eșaloneze cu Elcen și avea toată disponibilitatea din partea Elcen și a creditorilor Elcen și să ia acești bani europeni, repet, încă din 2016. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Prin urmare, n-au fost nici bani pentru rețelele care sunt ale primăriei și folosite de la DECI acum de termoenergetica. A intrat și Elcen în insolvență și nici Elcen nu a putut să ia bani europeni pentru a se moderniza. Unul din obiectele discuției pe care le-am avut cu primul ministru a fost reconfirmarea planului pe termen lung de redresare a sistemului termic al municipiului București, adică în zona de producție, așa cum a spus domnul ministru, 370 de milioane de euro pentru centrale noi. Și o să explic de ce e important să avem centrale noi. În partea de modernizare a rețelei, 300 de milioane de euro bani europeni, 200 de milioane de euro PNRR, total 500 de milioane de euro, ceea ce ajunge cam pentru o treime din rețea, dar știm care este partea din rețea cea mai afectată și pe care pierderile sunt cele mai mari. Acum, ce se întâmplă zilele astea? Rețeaua, și aici indicatorul, singurul indicator la care trebuie să ne uităm asupra calității rețelei este câtă apă introducem suplimentar în rețea. Logic, cu cât sunt mai multe găuri, cu atât trebuie să introduci mai multă apă. Și acest indicator, l-a spus domnul ministru, era 800 de tone pe oră 2016, este 2500 de tone pe oră acum. De-a lungul timpului, Elcenul a tras semnale de alarmă asupra degradării constante, accelerate a rețelei. Ce se poate face? Se pot să faci înlocuiri pe rețea de avarie, care sunt obligatorii, adică sunt găuri mari la care apar, ceea ce termoenergetica face azi,
Însă, pe total, ele nu fac să rezolve decât pentru o zi, două zile, o săptămână, două săptămâni. Pentru că presiunea e aceeași, rețeaua e acea, acel segment de conductă este supra-solicitat și va crăpa în altă parte. Ce trebuia să facă administrația în această vară și n-a făcut, și de-aia suntem azi aici, era, prin echipele pe care le are, să înlocuiască de ordinul a 100 de metri de conductă cu conductă nouă. Și asta s-ar fi simțit. Din păcate, nu putem să facem asta azi. Da? Pentru că să înlocuiești 100, să înlocuiești 1, 2, 3 metri de conductă durează o zi și asta înseamnă să decuplezi 5-6 blocuri și e suportabil și oricum e obligatoriu, dar să înlocuiești 100 de metri înseamnă să decuplezi 10 blocuri, o săptămână, două, ceea ce nu se poate face iarna. De-aia era important ca aceste lucrări să fie făcute în această, în această vară. De ce am avut o problemă toată săptămâna asta? Pentru că, așa cum a spus domnul ministru, din cauza presiunii suplimentare, a apei suplimentare pe care noi trebuie să o introducem în rețea, o pompă a crăpat, o pompă din anii 60, de la CET Sud, a crăpat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Și revin la ce spuneam, această pompă este din anii 60, pentru că Elcen nu a putut să ia bani europeni pentru modernizare, pentru că Elcen era în insolvență, pentru că primăria prin termoenergetica nu i-a dat bani. Defecțiunea a fost remediată în cea mai mare parte, însă există o inerție a sistemului, din nou, din cauza calității rețelei, nu poți să mărești presiunea foarte repede, pentru că riști ca rețeaua să crape și atunci și presiunea și implicit temperatura care ajunge la oameni crește gradual. În momentul de față, la CET Sud suntem la 280 de gigacalorii și sperăm ca în 2-3 zile să ajungem la, să mai adăugăm 80, să ajungem la 360 de gigacalorii. De asemenea, la CET Grozăvești a fost o întârziere cu o capacitate de producție care din nou o să dureze 2-3 zile, deci la începutul săptămânii viitoare ne așteptăm ca și aceasta, care are 70 de gigacalorii, să fie pusă în funcțiune. Ce am făcut, am omis să spun un lucru, ce am făcut pe termen, pentru rezolvarea problemei pe termen mediu și lung, este că am scos Elcenul din situația de insolvență. De la începutul lui ianuarie va fi ieșit din insolvență cu ajutorul Ministrului Economiei, al Ministrului Finanțelor și al primului ministru. Și deci avem bani în sfârșit ca să lucrăm. Ce am discutat azi pe termen scurt pentru săptămânile următoare și pentru asta primul ministru a vorbit de bani din fondul de rezervă, este ca bani din fondul de rezervă să fie dați către primăria capitalei, astfel încât termoenergetica, prin contractele pe care le are deja deschise cu firme private, să poată să intervină în mai multe locuri pentru a remedia calitatea rețelei de transport. Pe scurt, asta este poziția în care ne aflăm azi. Dacă ne permiteți și întrebări? Da. Pe termie. Da. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Voiam să vă întreb în primul rând câți bani vor veni din fondul de rezervă către primăria municipiului București. 20 de milioane de lei. Și care vor fi folosiți de Elcen, doar Elcen va face aceste contractări?
Nu. E vorba de bani care vin la primărie. Primăria îi dă la Termoenergetica, fostul Radet. Termoenergetica are deja contracte cu operatori privați exact pentru mentenanța rețelei de transport a agentului termic și banii acestea vor fi folosiți pentru a interveni mai repede la avarii. Ca să înțelegeți, Elcen nu intervine pe rețeaua primară. Rețeaua primară este proprietatea publică a primăriei administrată de Termoenergetica. Și această măsură pe termen scurt, cât va ajuta capitala și cât de mult vor suferi în această iarnă bucureștenii? Adică putem să ne așteptăm să nu mai fie nicio avarie? Nu. Deci într-un an, date oficiale, noi am avut 1700 de avarii în cursul anului 2019. 1700 de avarii. Acum acest indicator al apei de adaus ne spune că suntem cu 50% mai rău decât în 2019, deci în iarna asta o să avem din nou sute de avarii de ordinul 10-15-20 pe zi. Chestiunea este că, existând mai multe echipe, o să intervenim la avarii mai repede și cel și mai mult în anumite zone pe care le știm că au probleme, putem să intervenim preventiv. Asta este pasul înainte pe care l-am făcut. Alexandru Vlădescu, Antena 3. 20 de milioane de euro sau de lei? De lei. De? Lei. Lei, ok. Voiam să vă mai întreb pe de altă parte, câte pompe din anii 60 mai sunt în acest moment la Termoenergetica, respectiv Elcen, și care riscă să crape, așa cum spuneați puțin mai devreme, în perioada următoare, ca să ne dăm seama cam câte blocuri ar rămâne până la urmă în București fără căldură. Deci dacă vorbiți de Elcen, Elcenul nemodernizat, instalațiile Elcenului cu foarte puține excepții sunt din anii 65-66, deci asta este tehnologia Elcenului, de aceea este nevoie de acele 370 de milioane de euro pe care Elcenul îi accesează pentru modernizare, asta facem, ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat și să putem rezista la pierderile din rețea. Noi sperăm că prin creșterea frecvenței de intervenție, adică creșterea numărului de echipe de intervenție și a frecvenței de intervenție, pierderile vor scădea sau vor fi ținute sub control. Suplimentăm capacitățile de producție în sud și ulterior în Grozăvești, în așa fel încât să nu se mai supratureze motoarele, să nu se mai supraîncarce centralele de acolo. Asta vrem să facem. Pentru asta este soluția cu acele capacități modulare pe care cei de la Elcen le-au spus că vor să facă și foarte bine că le fac. Suplimentăm producția de energie termică în această iarnă cu capacități modulare închiriate, care vor veni punctual acolo și vor ajuta practic ca apa de înlocuire, apa care vine cu o temperatură mult mai joasă decât pe retur, decât pleacă pe tur, să poată fi încălzită mai repede. Bun. Banii de rezervă care vin din fondul de rezervă al Guvernului către Ministerul de Finanțe, ulterior către PMB și către Termoenergetica, sunt pentru reparații, dar n-am înțeles exact, pentru că spuneați că în perioada asta nu se pot face reparații, prin urmare... Sunt pentru intervenție la avarii. Pentru intervenție la avarii. Deci se pot face doar reparații minore, înțelegem. Da, exact, da. Pentru că, așa cum am spus, nu poți să înlocuiești 100 de metri de conductă pentru că lași un număr de blocuri o săptămână, două, fără apă caldă, ceea ce nu se poate iarna. Vara se poate, adică oamenii înțeleg că ai de făcut niște lucruri, dar iarna nu se poate. Voiam să vă mai întreb dacă luați în calcul să carantinați capitala din poziția de primar general. Mă gândesc că puteți avea o opinie în comitetul pe municipiul București și ne întrebam cum se va face această carantinare. Se va face zonal sau nu? Vă întreb în contextul în care în capitala au fost raportate în ultimele 24 de ore 1867 de cazuri, deci capitala este pe primul loc pe țară începând de azi. Da, răspunsul meu este nu, dar nu o să dau detalii pentru că am spus că vorbim doar de termie. Deci Vorbiți despre o carantinare pe București sau zonală? Nu este în momentul de față o ipoteză pe care o luăm în calcul. Nici zonală? Și nici la nivelul București? Deci nu este, carantinarea nu este o ipoteză pe care o luăm în calcul în acest moment. Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Domnule primar, aș vrea să vă întreb
Când vor avea bucureștenii apă caldă și căldură, dacă există o, nu știu, o estimare de timp, nu știu, luni, marți, săptămâna viitoare, în două săptămâni, sau dacă o ținem așa toată iarna? Așa cum am spus, în această săptămână, începând cu sâmbătă dimineața, când a început să resimtă avaria de la CET Sud, știm ce s-a întâmplat, și până în acest moment, și România așteaptă un răspuns din partea dumneavoastră. Am înțeles întrebarea dumneavoastră, permiteți-mi să vă dau răspunsul pe-am. În această săptămână, începând de sâmbătă dimineață, când s-a simțit efectul avariei de la CET Sud și până acum, a fost o situație excepțională în București. Da? Această situație excepțională este în curs de a fi remediată, în sensul că CET Sud a început prin a da căldură la 50 de grade, a ajuns la 75 de grade în momentul ăsta și sperăm în câteva zile să ajungem la 85. 90 nu se poate pentru că trebuie să introducem apa de adaus de care s-a vorbit. Prin aducerea acelor capacități suplimentare de producție mobile, putem să evităm să avem alte tipuri de avarii. Da? Pentru că în momentul de față, în situația în care ai un întreg sistem de producție care funcționează la parametri maximi, poți să ai avarii cum am avut la CET Sud. Deci, dacă o să reușim să aducem acele capacități suplimentare mobile de producție, vom diminua foarte mult acest risc. Ăsta este răspunsul. Deci am avut o săptămână excepțională. Eu sper să nu mai avem alte incidente la fel de mari. Facem tot ce putem ca să eliminăm acest risc și sperăm să ne ducem măcar la nivelul iernii trecute. Adică nu aveți în acest moment o estimare când am putea să revenim la normal? Așa cum v-am spus, acum CET Sud furnizează la 75 de grade, în câteva zile o să ajungem la, din CET Sud și din CET Grăzăvești, la o normalitate. Câte zile? Începutul săptămânii viitoare, luni marți. Dorian Necola, Agenția de Presă Quick News. Domnule primar, după estimările dumneavoastră, rețeaua de termoficare va rezista iarna aceasta? Există riscul de intrare în colaps a sistemului de termoficare? Nu există un risc de intrare în colaps a sistemului de termoficare, însă vom avea, așa cum am spus, avarii zilnice. Ați observat că facem acțiuni preventive. Ne gândim în perspectivă, în așa fel încât să nu se întâmple lucruri și cetățenii bucureștenii să rămână fără apă caldă și căldură. Mulțumesc. Okay, mulțumesc.